Salutare, dragi prieteni. Seara târziu, pentru că știți cum se spune, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Am fost să fac un interviu, am plecat pe la ora 2, deși eram programat de la ora 4. Am înțeles eu greșit, am fost să fac un interviu pentru m-au invitat băieții de la canalul Încă Ceva. Și am stat de vorbă 4 ore. 4 ore am făcut interviul, am înțeles că o să dea podcastul tot integral și cred că mai stăteam de vorbă încă 5-6 ore. Treaba este că asta mi-a dat cu totul programul peste cap și comentariul pe care planificam să-l fac în alte condiții, acel comentariu sunt nevoit să-l fac pe drum către casă, ca să pot cât de cât la oră rezonabilă să vă prezint subiectul, să nu vin iară foarte târziu. Despre ce este vorba? Am făcut și montajul. Ați văzut că și la materialul de ieri am făcut două materiale de montaj pe care le-am pus separat, ca să fie și indexate în YouTube și să fie și mai ușor de urmărit, să nu fie un singur material foarte lung. Și în pregătirea acestui comentariu din această seară am făcut un montaj similar, în care veți găsi două declarații foarte importante. Vreau să continui acest subiect și vreau să vin cu aceste argumente, pentru că probabil foarte mulți dintre cei care mă urmăresc am primit această reacție, acest feedback, și m-am gândit și e posibil ca cei care mi-au dat feedback-ul să aibă dreptate, și anume că am greșit, că m-am supărat pe cei care nu au urmărit știrile cu atenție, nu au știut ce declarații există la nivelul unor instituții independente de România și de bătălia din România, da? Astfel încât să nu existe niciun fel de suspiciune de imparțialitate. Ce informații există în legătură cu rețeaua de fake news PSD-istă rusofilă, mă rog, partea rusofilă, pe care eu am descris-o în comentariile mele și la care am făcut referire. Și m-am tot gândit, cineva mi-a transmis și mi-a spus: Molin, explică frumos, că sunt mulți oameni care nu știu, n-au urmărit știrile. Tu ești ziarist, tu urmărești, tu citești toată ziua, de 22 de ani cu asta te ocupi. Pentru tine un articol sau o informație pe care o citești astăzi, peste 3 ani de zile tu ai în cap informația, ai în cap aspectele esențiale, faci un comentariu, automat se accesează informația și explici. Dar nu toți oamenii sunt jurnaliști, astfel încât să știe. Și m-am gândit la treaba asta și am făcut acest montaj și am venit cu această, vreau să vin cu acest comentariu. Așa, făcut în condiții mai empirice. Dar pur și simplu, altfel nu am posibilitatea să mă organizez ca să fie ok. În montajul video pe care o să-l vedeți în boxul de la final, într-unul dintre boxurile de final al acestui comentariu, el este publicat deja pe pagina mea de YouTube. Deci cei care vă uitați de pe Smart TV sau de pe un dispozitiv care nu vă arată boxurile de final, puteți să intrați pe canalul meu de YouTube. De pe Smart TV, de exemplu, dacă dai pe telecomandă în sus, îți apare iconița aia galbenă, rotundă, semnul canalului meu. Și dacă faci click pe el la finalul acestui comentariu video, te duce pe canalul meu și vezi materialul video separat, lângă montat. L-am pus și pe Facebook. Sunt doar două declarații importante. Pentru cei care doresc să citească mai mult, să vadă, poate sunt persoane care mă urmăresc de curând și nu au încredere totală în mine, pot să caute singur, să vadă, să caute UK Russian Misinformation și o să găsească foarte multe alte declarații. Am ales declarații ale unor oficiali britanici ca să nu fie niciun fel de discuție. Dom'le, că Uniunea Europeană, că Bruxelles, că America, că... Vreau să vă spun că aceste informații pe care le veți vedea în aceste două declarații pe care le-am selectat, scrie numele celor care au făcut declarațiile, puteți să găsiți declarațiile integrale pe canalul de YouTube. Una este o declarație a ministrului de externe britanic, făcută după ce au început să se dezvolte vaccinurile care sunt și în Marea Britanie, după ce autoritățile britanice au constatat că Rusia face o campanie masivă de dezinformare și de manipulare în privința vaccinurilor, deci o declarație mai recentă. Și atrage atenția Rusiei că nu e în regulă ce face, să stopeze chestia asta și că se vor lua măsuri. Și a doua declarație este una mai veche, din 2018, când nu exista pandemia, dar care face referire la metodele și la războiul de dezinformare și de manipulare pe care Rusia îl practica încă de atunci.
Este o declarație foarte importantă. A fost făcută la Berlin de către șeful serviciului MI6, Military Intelligence britanic. Nu are legătură cu armata, dar sunt militar, că și la noi SRI-ul este unitate militară. Și este vorba despre serviciu secret britanic, serviciu Homeland, adică din interiorul țării, cum ar fi NSA-ul, Statele Unite, National Security Agency, sau cum ar fi Serviciul Român de Informații la ei, MI5, MI5, Military Intelligence 5 și Military Intelligence 6 este Serviciul de Informații Externe, spionajul. Cum e la noi Serviciul de Informații Externe, sau cum este CIA-ul în America. Și directorul general al MI5, da, SRI-ului din Marea Britanie, vorbesc așa în termeni foarte populari, directorul general vine și spune că Rusia face război de dezinformare, că Rusia împrăștie minciuni, manipulări, dezinformări. De ce spun aceste lucruri? Sunt două dintre declarațiile pe care, multiplele declarații, declarația ale oficialilor americani, declarația ale Uniunii Europene, Bruxelles a avut un raport pe această temă. Și sunt o părticică din documentarea care stă în spatele lucrurilor pe care eu le-am spus pe această temă. Deci eu, când am vorbit despre rețeaua de fake news, PSD-istă rusofilă, PSD-istă pentru că e legată de particularitatea din România și de interesele comune, convergente ale PSD-ului, care este și partidul, principalul partid al Rusiei din România, fondat de Ion Iliescu, care Ion Iliescu știm cu toții cine este și ce a făcut în 89 și cum era la ambasada URSS ca să discute distrugerea startului României în democrație. Și rusofilă pentru că Rusia face astfel de operațiuni în toată Uniunea Europeană. O să vedeți că președintele MI5 explică că scopul este de a distruge unitatea și coeziunea alianței. Da? Era la Berlin, făcea o referire la vremea respectivă, sunt și declarații ale unor oficial NATO, este tot din partea guvernului britanic declarația pe care am prezentat-o în materialul de ieri, când l-am criticat pe acel băiat din care mi-a scris, da? Care mi-a zis: domne, dar în Anglia și în Germania sunt OPSD-iști. Păi nu sunt OPSD-iști, sunt grupările extremiste și oamenii săraci care nu știu să se informeze și cred în teoria constipației creierului și pică în capcana acestor manipulări controlate de la Moscova. Oameni buni, este un război, este un război hibrid care se duce împotriva Uniunii Europene, împotriva NATO și se duce de la Moscova cu diverse particularități și cu diverse puncte de interes specifice în funcție de statul pe teritoriul căruia se dezvoltă acel război. Nu mai zic, fac o recomandare tuturor celor interesați de subiect și celor care poate sunt din fan clubul haterilor lui Mălin Bot și poate nimeresc din greșeală, dar totuși au acel minim necesar de judecată ca să-și dorească să fie corect informați, să căutați documentare despre Brexit, despre Cambridge Analytica, despre modul în care Moscova a folosit rețelele sociale pentru a distruge această coeziune, pentru că asta s-a întâmplat. Nu mai vorbesc despre implicarea Rusiei în alegerile din Statele Unite, este un subiect și mai mare și mai puternic. Sunt realități. Eu, în momentul în care vin și interpretez ce se întâmplă pe plan local la noi, eu interpretez în lumina unor materiale video și articole de acest tip, cum sunt cele din acest montaj, pe care eu, de-a lungul carierei mele jurnalistice, le-am tot urmărit și le-am abordat la vremea respectivă. Când a izbucnit conflictul din Ucraina, făceam emisiune pe B1 TV, exact pe tema asta am discutat, cum a fost posibilă ucrainizarea, războiul de fake news. Și eu nu vorbesc că a pus ăla Aurelian.ro de la partidul Coteț al PSD-ului sub steag fals naționalist cu propaganda rusă și cu Roexit. Că pe moment am, nu, deci eu iau acea situație particulară și vin și o explic într-un context mai amplu. E adevărat, aici cel care mi-a adus critica, cred că are dreptate și de-aia am și decis să abordez acest subiect în seara asta, pentru că, într-adevăr, eu
am explicat suficient și n-am oferit suficiente argumente pentru cei care nu mă urmăresc zi de zi. Cei care mă urmăresc zi de zi, cei care mă urmăresc constant, poate cei care mă urmăreau când aveam emisiune pe B1 TV, poate și aduc aminte și emisiunile. Și știu că eu nu vorbesc aiurea. Înainte să vorbesc și când pun o sentință, da, când emit o concluzie, mă bazez pe niște argumente și pe... Vă dați seama, eu sunt de 26 de ani în presă, zi de zi citești știri. Tot ceea ce spun eu, tot ceea ce spun, chiar dacă e legat de un subiect de actualitate, are în spate 26 de ani de experiență în jurnalism, în care zi de zi, oameni buni, și dacă am fost în concediu, am citit știrile cele mai importante din ziua respectivă, dezvăluirile cele mai importante pe subiectele cele mai importante. Și atunci când vin și spun despre operațiunile maligne ale Rusiei, despre războiul de dezinformare, despre rețeaua de fake news pe care o au în România, vorbește și ceea ce prezint concret și tot background-ul din spate. Este ca atunci când Dacia scoate o mașină, că a scos mașină electrică sau Mercedes sau BMW. Sigur că așa mașină e un produs nou, dar în spatele acelui produs stau 100 de ani de tradiție, da? Sau 60 de ani de tradiție sau 50 de ani cât sunt la Dacia. Despre asta vorbim, știți? Și acest lucru poate că eu nu l-am explicat suficient celor care nu mă urmăresc constant și care poate săraci într-adevăr. Aici, deși am mai spus treaba asta și cel care mi-a atras atenția chiar pornind de la o afirmație a mea a venit și mi-a spus: Măline, chiar tu ai spus că oamenii nu sunt ziariști și nu sunt obligați să citească toate știrile în fiecare zi de 26 de ani astfel încât să fie la curent cu el. Și că ăsta e rolul tău și că înainte să te superi pe cineva că nu știe informația, gândește că poate ar trebui și tu anumite lucruri să le explici. Și atunci am făcut acest montaj video în care îl vedeți clar ministrul de externe britanic, care spune cu subiect și predicat: domne, de când am început campania de vaccinare, de când lucrăm la rezolvarea problemei pandemiei prin vaccin, Rusia a trecut la campanii de manipulare și de dezinformare pe tema vaccinării. Exact ce este și în România. Vaccinul e rău, vine vaccinarea obligatorie care de fapt nu vine. Exact același lucru fac și în Anglia. Exact din același motiv ați avut și în România, da, șoșocisme, și au și în UK și în alte țări unde merge această propagandă, există șoșocii lor care sunt fie direct implicați, nu știm șoșoacă dacă face, cum se zice, dacă este idiot util, sau dacă sunt alte legături și este, o face cu bună știință, cum e în cazul lui George Simion, unde legăturile sunt evidente, clare, nu mai discut, lulea și așa mai departe, toate dezvăluirile făcute, da? Acolo n-am niciun dubiu că lucrurile se fac cu bună știință, la comandă și se știe exact căror interese servesc. By the way, a apărut un articol, am să pun linkul în comentariul acestui material de pe YouTube. A apărut un articol foarte interesant, o anchetă care aprofundează pe un site de anchete, care aprofundează și mai mult legăturile de afaceri ale lui Lulea în Transnistria și traficul de persoane, oamenii care sunt aduși pentru muncă, traficul cu cetățenie și așa mai departe. Sunt niște lucruri extrem, extrem de interesante care vin să completeze perfect tabloul pe care eu l-am descris pe această temă. În cazul lui Șoșoacă, întrucât încă nu mi-am dat seama dacă Șoșoacă e, cum zicem noi, îmbanat cu toate oile acasă, da? Deci dacă oile sunt acasă și țigurile pe casă, sau dacă e vorba de ceva ce ea nici nu conștientizează, săraca, trebuie să mai studiez problema, da? Dacă e o chestiune patologică sau e o chestiune planificată, gândită, o strategie. Dar cu certitudine în spate se află aceste teme. Cu certitudine în spate se află aceste acțiuni despre care veți vedea în montaj vorbește șeful serviciului secret britanic, oameni buni. Nu vă imaginați că ăia vorbesc prostii, da? Copul ăla nu-l plătește nici USR-ul, nu-l plătește nici Orba, nici Soros, nici nimeni. Ăla este șeful serviciului secret britanic, da? Unul dintre cele mai performante servicii secrete de pe suprafața planetei, există în top 5. Ce crop sunt pe aici, asta mintea la primar alde. În top 5, da?
sunt, bineînțeles, serviciile secrete americane, CIA-ul, serviciile secrete izraeliene, Mossad-ul, serviciile secrete rusești, FSB-ul și ce mai au ei pe acolo, serviciile secrete chineze, da? Cele britanice sunt foarte puternice. Sunt foarte puternice, deci sunt acolo în top, oameni. Și vorbește directorul general. Dacă veți căuta discursul lui complet de la Berlin, eu am pus un montaj strict aspectul relevant și am tradus fraza relevantă. Discursul este mai lung, merită să te uiți la el dacă vrei să-ți formezi o părere corectă și obiectivă cu privire la acest subiect. Tot ceea ce spune acest om este strategia care s-a aplicat României pe perioada de pandemie și tot ceea ce spune ministrul de externe britanic este ce s-a făcut și în România pe perioada de pandemie, ce se face și în alte țări vulnerabile pe care Rusia le consideră ostile și în care Rusia are diverse interese. Pentru că propaganda asta are și ea valențele ei. În Ungaria, de exemplu, unde se înțelege bine cu Victor Orban Putin, la o anumită limită, nu sunt lucrurile ca la noi. La noi, unde avem o putere politică, o majoritate politică și un președinte foarte, foarte pro-NATO și avem în strategia de securitate națională setată Rusia ca principala amenințare la securitatea națională a României, normal că aici sunt mult mai agresive. De asta la noi avem Șoșoacă, avem George Simion, avem Chitic și atâta nebunie și ieșiri de tip cap vid și propagandă de tip cap vid. Și de asta în Ungaria nu vezi așa ceva. Da? Dau un exemplu. Deși ungurii au problemele lor cu Victor Orban, dar nu vreau să intru în detalii, vreau să păstrez lucrurile la nivelul care ne interesează ca să mă fac foarte bine înțeles și să nu diluez, să nu plim prin materie audiență. Deci, șeful serviciului secret Military Intelligence 5 britanic, șeful ministru de externe, șeful diplomației britanice, sunt declarații, dacă veți căuta pe net, declarații mai vechi, care vin din serviciile secrete, cred că și șeful MI6, șeful spionajului a făcut declarații în acest sens. Șeful serviciului inteligență al armatei britanice. Sunt declarații din partea, recent a făcut secretarul general NATO, niște declarații destul de ferme legate de Rusia. Și de acest război hibrid. Ce este războiul hibrid, oameni buni? Războiul hibrid este exact ceea ce descrie, pentru că ei funcționează după manualul micului KGB-ist, da? După metodele KGB-iste, că acolo este ADN-ul serviciilor secrete rusești, FSB-ului, ca în KGB. Și este o carte scrisă de generalul Pacepa, care a murit de coronavirus recent. Generalul Pacepa a fost șeful spionajului românesc, de șeful Marfisie acum. Și generalul Pacepa a fugit în Occident. Pentru că și în cărțile lui explică de ce. Pentru că nu era ok ce făcea dictatura comunistă, modul în care el trebuia să facă lucruri, securitatea făcea lucruri și atunci a defectat în Occident. Și a scris niște cărți și una dintre cărți se referă la dezinformare. Și acolo dacă citești o să vezi exact ce fac ăștia în ziua de astăzi. Pentru că ei asta fac. Ei, vă dați seama, Dacia a scos o variantă nouă, dar seamănă cu sanderuțul meu, are multe asemănări și îți dai seama. Dacă ieși din sanderuțul meu și intri în acea Dacia, îți dai seama că e tot Dacia. Așa și cu FSB-ul, are variante noi, există Facebook, există alte metode pentru dezinformare care permit și explică, să vedeți că șeful MI5 spune că acum e foarte simplu de făcut campanii de dezinformare pentru că se fac low budget, se fac cu sume mici și vă dați seama. Dacă ai sume mici și ai un stat cu resurse atât de mari cum este Rusia, vă dați seama cât deranj poți să provoci. Și provoci deranj unde? În Europa de Est? Provoci deranj în România unde ai niște interese particulare? Vă repet faptul că Rusia are un interes enorm pentru destabilizarea României și pentru promovarea unei puteri politice care să blocheze exploatarea resurselor naturale. În momentul în care România exploatează cu companii americane, cu companii din Uniunea Europeană, gazul din Marea Neagră, Rusia pierde foarte mulți bani. Deci ăsta este un interes direct, direct, oameni buni, direct financiar. Putin pierde clienții. Și din acest motiv campaniile sunt atât de agresive.
Însă există acest numitor comun. Citind pe tema asta, dacă declarațiile pe care le-am pus eu în montaj, bucățelele, nu sunt suficiente, puteți să căutați pe net Russian misinformation plus coronavirus. Dar nu numai plus coronavirus, pentru că ei fac de mult treaba asta. Cum a venit pandemia, le-a venit, cum să vă explic, le-a venit ridicată la fileu pandemia, pentru că a generat o situație de criză. Și în perioada de criză manipularea este mult mai ușoară. Și de asta ei pot să facă, dar făceau și înainte pe diverse teme. Bineînțeles, teme ortodoxe, teme naționaliste, frica de migranți, frica de distrugerea credinței. Toate astea, frici induse artificial, da? Apocalipsa gheia, mai vorbit despre asta. Toate astea au origine acolo, oameni buni. Și toate au fost create pentru ca să se fertilizeze terenul politic în România, pentru ca Rusia să poată să împingă în Parlament grupări naționaliste extremiste care transformă aceste teme și transformă frica publică indusă celor care sunt mai puțin informați și care nu își pun niște întrebări fundamentale și să transforme în voturi. Și asta s-a întâmplat, oameni buni, cu așa a reușit să intre AUR și nu numai AUR, pentru că acolo a fost o chestiune ușor mincinoasă, făcută de George Simion, în sensul că oamenii, cei care au votat AUR, au știut că au votat AUR. Dar de fapt n-au votat AUR. De fapt au votat și Neamul Românesc, au votat și nu știu ce alte grupări, a mai luat Simion pe acolo. Știți? Deci ei nu au votat numai AUR. Deși ei credeau că votează numai AUR. Și au băgat în Parlament această nebunie, da? Nebunie manifestată și prin Șoșoacă. Pentru că Șoșoacă este un simptom. Șoșoacă nu este o boală. Șoșoacă este un simptom, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai o boală care îți dă dureri de gât, îți dă tuse, îți dă alte lucruri. Șoșoacă e durerea de gât. Dar nu e boala, da? Șoșoacă este un simptom al acestei boli. Boala care a fost creată prin această influență. Vă invit acum să vă uitați la materialul video. Și vă invit pe toți cei care sunteți sceptici, toți cei care ați văzut materialul meu legat de rețeaua de fake news, unde am dat exemple concrete și am explicat ce se întâmplă cu protestul din 20 martie, să faceți o mică căutare pe Google și să citiți puțin pe tema asta. Și ca să vă convingeți, toate articolele pe care le găsiți sunt articole pe care eu le-am citit de-a lungul timpului, în ultimii ani, pentru că urmăresc aceste subiecte, citesc presa internațională și citesc cu foarte mare atenție subiectele legate de Rusia. Și de ce spun partenerii din NATO despre Rusia? De ce spun reprezentanții serviciilor secrete și reprezentanții diplomației din țările care sunt în parteneriatul NATO, ce spun pe această temă? Pentru că știu că tot ceea ce ei spun pe această temă are legătură cu ce face Rusia și România. Că ce face în UK nu face numai în UK. Face în toate țările în care există un interes și în funcție de interes face mai mult sau mai puțin agresiv. Și în funcție de situația particulară din fiecare țară. La noi au interesul să destabilizeze România, dincolo de ideile lui Putin, de doctrina putinist-duginistă, de ideea că el reface Uniunea Eurasia, că dincolo de treaba asta, este această problemă particulară, punctuală, cu exploatarea resurselor naturale, da? În special resurse de gaz, unde România poate să livreze foarte mult și poate să reducă foarte mult din dependența Europei de Rusia. Ori Putin își dorește ca Europa să depindă cu gazele naturale de Rusia și pentru că are clienți care să vină la tarabă și le vinde gogoși, da, gogoșile sau struguri sau ce vinde el acolo, da, și pentru că în felul ăsta el controlează, are putere, este o putere enormă, da, să livrezi resurse și să ai monopolul resurselor sau să deții grosul, marea parte a resurselor pe care tu, de energie pe care tu le livrezi unui partener. Și din pricina asta se întâmplă ce se întâmplă în România. Acum vă invit să vă uitați la montaj și puteți să căutați mai mult pe net ca să vedeți că nu vorbesc prostii, dragii mei.